Florin Ciocan rămâne la conducerea Casei de Asigurări de Sănătate Olt. El a reușit să promoveze concursul după ce în trecut l-a picat de 3 ori. Mandatul câștigat prin concurs va fi de 4 ani. Ciocan conduce CAS Olt din 2010. Weekendul acesta va fi unul plin pentru jandarmii olteni solicitați să asigure ordinea și liniștea publică la numeroase manifestări organizate în localitățile Oltului. Oamenii legii vor sta cu ochii în patru la Slatina, unde este organizată Expo Flora, în localitățile Sâmburești, Potcoava, Giuvărăș, Crâmpoia, Grojdibodu, Văleni, la zilele localităților, precum și la bâlciurile anuale organizate la Spineni, Vișina Nouă și Vitomirești. Pentru celelalte manifestări, Oltul a solicitat sprijinul grupării de jandarmi mobile Craiova, ale cărei efective vor asigura ordinea publică la manifestările organizate în localitățile Piatra Olt, Obârșia și la Radomireș la sărbătoarea Bujorului Românesc. Casei județene de pensii Olt i-au fost alocate în seria 6 din acest an un număr de 64 de bilete de tratament cu data de plecare în stațiune în perioada 23-26 mai. Cele mai multe sunt în stațiunile Covazna, Bala și Olănești, la polul opus situându-se ofertele de la Govora, Herculane, Pucioasa, Moneasa, Slănic Prahova și Lacul Sărat. În cursul săptămânii viitoare vor fi repartizate bilete și în stațiunile de pe litoral. Biletele se pot ridica pe 22 mai. Polițiștii de ordine publică și cei din cadrul secției 8 Poliția Rurală Perieți au efectuat în această săptămână controle pentru prevenirea și combaterea activităților ilegale din domeniul silvic pe raza comunei Șerbănești. La o societate, polițiștii au constatat că administratorul nu a verificat codul online, data, ora, minutul și secunda pentru două avize de însoțire secundare, cu ocazia recepționării cantității de aproape 12 metri cub material lemnos. Societatea a fost amendată cu 1.000 de lei și s-a dispus măsura confiscării materialului lemnos în sumă de 6.282 de lei. Polițiștii din cadrul Poliției Caracal au depistat în trafic joi, pe raza municipiului, un tânăr de 24 de ani din comuna Fălcoiu, ce conducea un autoturism cu numere provizorii. În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit că acestea erau expirate din data de 27 aprilie. Tânărul este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.